Primăria Buzău a inaugurat astăzi un padoc pentru câinii fără stăpân, construit în incinta pepinierei Urbis Serv. Până anul acesta, maidanezii adunați de pe străzile Buzăului erau duși într-un adăpost aflat pe o proprietate privată. Din vara anului trecut am luat decizia de a construi propriul padoc, astfel încât să rezolvăm odată pentru totdeauna problema câinilor fără stăpân. Acesta are o capacitate de 400 de locuri. Este vorba de o investiție de 200.000 de lei noi, aproximativ 2 miliarde. Dacă e să ne referim și la trecut, este chiria pe aproximativ 3 ani pe care o plăteam pentru acel padoc de pe strada Horticulei. Începând cu 1 iulie, două echipaje de ecarisaj vor acționa pe teritoriul municipiului, coordonate de un dispecerat care va funcționa non-stop. Acesta va avea sediul într-o construcție separată, alături de un cabinet medical veterinar care va dispune de toate dotările necesare. Deci aici va fi cabinetul și dispecerat și non-stop. În momentul în care sună omul, pac, ai... Cetățenii care vor semnala prezența câinilor fără stăpân în municipiu vor suna direct la acest dispecerat și vom asigura o intervenție operativă în toate zonele din municipiu. Cetățenii nu vor mai fi nevoiți să sune la primărie pentru a sesiza diverse astfel de aspecte pentru ridicarea câinilor de pe domeniul public. Conform planului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiu, până la sfârșitul acestui an, problema maidanezilor ar trebui să fie rezolvată. Desființați celălalt padoc. Cele 400 de locuri nu cred că sunt suficiente pentru Buzău. Vom vedea. Având în vedere că până acum ne-am descurcat cu un padoc cu o capacitate de 150 de locuri, părerea mea că acest padoc de 400 de locuri va răspunde tuturor necesităților din acest punct de vedere. Un medic veterinar va coordona toată activitatea padocului, inclusiv în ceea ce privește îngrijirea animalelor și tratamentul pentru cele bolnave. Așadar, de la 1 iulie, buzoienii vor putea apela la dispeceratul padocului la un număr de telefon care va fi comunicat ulterior, unde vor putea semna la cazurile de câini fără stăpân. Dispeceratul va funcționa zi și noapte, iar echipajele de ecarisaj vor interveni ori de câte ori vor fi solicitate.